Și nu i-ai zis să rămână, să nu știu ce? I-am zis, măi, frate. Nu vine să cred că Maria a luat o decizie așa radicală și parcă nu concep, parcă nu realizez ce se întâmplă. Zi, mă, ce scrie la Liviu că-i scrie pe plasmă că Maria are dreptul să-și ia propriile decizii și tu să nu încalci regulamentul, că altfel urmează repercursiuni. Da. Mi-a spus, te iubesc, dar nu mai suport să ne certăm sau o să te aștept afară. Dar de ce n-ai oprit omul? Am încercat. Și și-a luat bagajele tot? Da. Bă, las. Tremur încă și acum. După ce a plecat Maria și eu m-am întors, am încercat să mă duc la duș, unde știam că nu sunt camere și să nu mă vadă nimeni. Am întors situația pe toate părțile. Nu mă așteptam la asta. Mă așteptam să se întoarcă, exact, da. Exact, o decizie. Dar avea bagaj, avea făcut. Se întoarce. Eu știu că Liviu o iubesc, asta eu știu 100%, dar... Aiurea, vă, foarte aiurea. M-am gândit, dacă Maria se va întoarce înapoi și va spune că mă iubește, înseamnă că m-a iubit și vom merge înainte. Dacă nu, a fost doar un vis. Dar calmează-te, frate, că ești tânăr. Nu trebuie să ajungi așa la stări de ăștia să disperi, crede-mă. Am spus, cred că tot ce mi-a venit în minte numai să nu plece și nu vă rost în această emisiune fără ea și nici afară nu cred că o să vă rost o perioadă fără ea. Prea s-a supărat pe ea din nimic. Prea i-a dat săgeți în continuu, prea îmi pare rău mai mult pentru ea. Vă spun. Poate dacă nu te iubea, rămânea în continuare în casă și își făcea alt cuplu. Nu puteam să fac asta, pentru că aș fi făcut orice să fim bine până vineri, am să las timp să văd dacă ea vine să ne împăcăm, dacă face vreun pas către noi, dar ea a făcut mai mult de atât, a plecat. Poate că dacă nu ținea cont de tine, nu mă interesa bun simț și nimic. M-ar durea să știu că ea, sau să-mi dau seama, sau să văd cu timpul că ea nu mai iubit deloc. Poate n-a putut să te vadă pe aici prin casă, știind că nu mai sunteți într-o relație sau aia. Nu trebuie să te gândești numai că... Și nu putea să se de ușile să vină la mine, putea, dar n-a văzut, dacă nu mai iubește, n-a văzut. Poate s-a săturat de certuri, cum ai zis și tu și de asta, și nu n-a mai rezistat. Nu a interesat-o dacă mă va durea, ce voi simți, a plecat pur și simplu. N-ai de unde să știi fiecare om cât poate să reziste, ce limite are. Cred că această decizie a luat-o singură, pentru că atunci când iubești cu adevărat, tot pământul, dacă se pune invers, tu mergi înainte. Și a dat seama că, nu știu, cumva nici tu nu vrei să mai lupți și asta a făcut-o să cedeze. Nu poți, mă, să accepți atâtea certuri. Pentru ce? Că v-aș certa destul. De seama că ești conștient că nu se iau ce legătură. Deci dacă ea pleca așa, de ce să mă părăsească aici? De ce fără legătură pe ea părăsească? Și n-a reușit să mă părăsească cu ea să rămână. Bagaje, mă, tu n-ai văzut-o, de ce? Maria. Da, a zis că și-a luat bagajele tot. Du-te! Bă, lasă! Eu am avut ocazia să plec. Am decis să stau aici, chiar dacă nu-mi convine ceva, pentru ea să rămân și să rezist pentru noi. Asta a fost. Nu se va mai întoarce, o să vezi. Am văzut că ea are niște principii. Nu acordi 100% încredere, ci o câștigi pe parcurs. Am încercat să merg pe principiul ei. Da, am vorbit, i-am spus, nu te gândești la noi, nu? Nu te gândești la mine. Și mi-a spus că să nu fac decizia să fie mai ciudată și mai penibilă și mai... să nu fac să-i fie rușine cu mine, să nu mai fac așa, știi, gen, să nu mai milogesc. Astăzi, când ea a zis că Radu are cea mai sănătoasă gândire, cumva m-am gândit, ce, am gândire bolnavă sau... Și am încercat să îi spun, bine, voi gândi ca Radu. De azi încolo eu voi avea ultimul cuvânt într-o relație. Asta, aha, de ce o dai așa, de ce o gândești așa? Cum să nu se gândească la noi? Cum să nu se gândească la noi? Cum să se deschidă ușile să nu mai fie acolo? Și dacă te consumi așa, crezi că rezolvi ceva? Unde n-a fost iubirea adevărată, poate că am greșit. Unde a fost iubirea adevărată în viața mea, n-am greșit niciodată. Și mi-asum orice greșeală. Nu pot să asociez dragostea ei pentru mine cu plecarea asta. Este adevărat că și eu am pus punct, cel puțin odată. În timp ce o spuneam, îmi doream ca ea să mă contrazică, îmi doream ca ea să-mi spună cum să punem punct când noi ne iubim, când eu te iubesc, când eu vreau să fim împreună. Eu cred că se întoarce. Și eu. Poate nu vrea să mai întoarcă. Nici nu o condamn, frate, mai ceartă, în continuu, din orice. Eu cred că dacă nu insistam, eram despărțiți de ceva vreme. Că îi zâmbea lui Radu, că am observat și eu asta, nu numai cei de acasă. Pur și simplu a căutat un motiv din nimic să pună punct. Putea să spună, Liviu, eu te iubesc, am ales să ies pentru că nu mai suport tensiunea.
dar cu siguranță te voi aștepta afară. Îți dai seama că asta nu-i gândită acum pe moment. E gândită de ceva timp, dacă chiar... Nu eram ok dacă eram în locul lui deloc. Nu, eu meream, clar, nu mai stăteam, frate, pleacă, vine înapoi până la urmă. Că eu cred că ține la el și așa, da. De fiecare dată când a spus nu, că nu ne mai împăcăm, nu știu cum am reușit, sper să nu fie milă, pentru că mi-e teamă de asta. Sper să fie din dragoste, sper că prin dragoste am reușit să o întorc mereu. Am fost fix așa, la tine, fosta mea fix. Când am certat cu ea fiecare zi, fiecare zi, și ea a venit să luat bagaj și m-a lăsat la apartament. E tensiunea aici, cred că o să fie bine. Poate... Ce mai greu. Și să te desparți de persoana respectivă, știu cum e, adică nu... Chiar am crezut în noi, chiar am gândit că o să ieșim de mână într-un final. Eu sunt un om ambițios, dar pentru că eu o iubesc enorm și pentru că Maria contează foarte mult pentru mine, am încercat să mă încalc pe orgoliu, să mă încalc din mândrie. Mi-am dat seama că vreau ceva pentru o viață, nu pentru un moment. Dar ea n-a gândit așa. Asta, la asta nu s-a gândit, că o să-mi provoace durere foarte mare. Ei n-a interesat. Doar a fost, a trecut prin viața mea și atât. Nu o să mă întorc. Cum, bă, să pleci așa? Eu nu înțeleg de cum e posibil. Nici eu chiar nu mă așteptam deloc. Dacă se întoarce și vine la mine, înseamnă că m-a iubit. Ai dormit azi noapte? Am încercat. Ai vorbit cu Maria prin domuri? Ei transmis mesaje? Doar când am mers să dorm. Înainte, când am spus noapte bună, cum spun de fiecare dată, i-am transmis și ei. Ce i-ai spus? Decât noapte bună unde oriunde ar fi și că îi respect decizia. Parcă așa am spus. Oricum eram foarte, și sunt foarte bulversat. Cred că așa am zis. Bun, dacă ai putea să schimbi ceva, ceva dintre lucrurile pe care le-ai făcut ieri, că practic ieri a fost furtuna asta, ce ai schimba? Aș încerca să vorbesc calm, să nu mai plec, poate nu aș mai pleca, așa să pare că sunt furios. Și poate asta, calmitatea asta, poate îi va da ei mai multă încredere, nu știu. Aș încerca să fiu mai calm. Asta ai vrea să repari? La mine da, că și eu sunt impulsiv și aș vrea să fiu mai calm în orice situație, să explic orice, calm și asta aibă răbdare să mă asculte. Ce crezi că a făcut-o să, nu știu, să ajungă în situația asta, să-i ajungă cuțitul la os, cum se spune? Probabil că neînțelegerile între noi, certurile mereu văzându-ne pe plasmă, în fiecare emisiune, tot noi. Și lasă de emisiunea, că emisiunea e între 2 și 4, dar ce trăiați voi zi, noapte uneori? Da, probabil că s-a săturat de certuri, de... Altceva? Ce zice doamna Malvina? Am văzut că atunci când și-a făcut bagajul, ați urcat într-un suflet. Da, mi-a spus Marie și eu mă gândeam că o să-i treacă. Dar când m-am uitat în ochii ei, când am îmbrățișat-o, mi-am dat seama că orice i-aș zice e în zadar, că e foarte hotărâtă. Și mi-a zis să ajut dacă vreau. Am ajutat-o pentru că eu o să mă mai întâlnesc cu Maria și chiar mi-e dragă. Și Moroșancă de-a mea pe deasupra. Mă gândeam și așa că poate în timp, a venit și Ana, poate în timp ce își face bagajul se răzgândește. Am încercat să trag de timp, dar ea se grăbea. Vroia totul să se termine repede.